e ăsta în Facebook Edition. Post Malone și Justin Bieber sunt buni prieteni și se inspiră reciproc nu numai în muzică. Bips l-a inspirat pe Post Malone să-și facă primul tatuaj și de acolo a mai urmat o mulțime. Post Malone a povestit că pe vremea când lucra alături de Justin Bieber la al albumul Stony, a apărut și ideea de a-și face un tatuaj. Era un artist tatuator care tot venea pe acolo și mi-am zis Țin la tine, dar știu că sunt mai puternici decât tine. Așa a ajuns, dintr-o joacă, să-și deseneze unie iepuraș pe braț. De atunci am mai urmat și alte tatuaje, printre care câteva foarte îndrăznețe pe față. Intră pe zutele.ro să le vezi. Asta a fost Zutrans Facebook Edition. Mai multe găsiți în secțiunea de comentarii. M-am pupat!